Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană. Iată mai întâi principalele titluri ale ediției de astăzi. 7 beneficiari de ajutor social din Giurgiu sistați de la plată. 161 de ani de la nașterea dramaturgului Caragiale. Studiu alarmant, bem mai multă bere decât apă. Clubul pensionarilor la ceas de sărbătoare. Meci greu sâmbătă pentru basketbaliștii giurgiuveni. Astăzi se împlinesc 161 de ani de la nașterea celui mai mare dramaturg român, Ion Luca Caragiale. Este printre puținii români care nu au nevoie de nicio prezentare și un autor ale cărui opere vor rămâne mereu actuale în societatea românească. Numai că nu toată lumea știe cine a fost Caragiale și ce opere a scris. Celebrul dramaturg și pamfletar s-a născut în anul 1852 în satul Haimanale din județul Prahova. Caragiale a rămas în conștiința românilor ca cel mai mare autor de comedie din literatura națională prin piesele sale de teatru O noapte furtunoasă, Conul Leonida față cu reacțiunea sau O scrisoare pierdută, în care a reflectat realitățile, limbajul și comportamentul românilor. Cu toate că sunt liceeni și ar trebui să știe bine opera lui Ion Luca Caragiale, tinerii giurgiuveni dau dovadă că nu cunosc profilul scriitorului. Știți cine a fost Caragiale și ce a scris? Nu. Nici o operă de-a lui nu știi? Niciun personaj? Nu. N-ai învățat la școală? Nu. Știi cine a fost Caragiale și ce a scris? Știi cine a fost Caragiale și ce a scris? Nu. Un personaj știi din Caragiale? Niciodată. Nu știi? Sunt pregătită, îmi pare rău. Mai rău este că sunt concitadini care îl confundă pe Caragiale cu Creangă sau cu Eminescu. Caragiale și a fost scriitor, a fost ce să fie. Și operele lui le mai știți? Sau un personaj? Da. Păi, Popoza din Tei, multe. Eu am 50 și ceva de ani de când am terminat școala. Ce a scris? Scrisoarea a treia. Totuși am întâlnit și giurgiuveni care își amintesc de operele și personajele create de dramaturg. Asta înseamnă că nu este totul pierdut. Măcar atât să știm și noi. Cel mai mare dramaturg al acestei țări. Ce a scris? Piese de teatru. Cum nu știți? Păi știu mai multe, dar să le orânduiesc un pic așa în memorie. O noapte furtunoasă. Un personaj din operele lui? Domnul Goeni. Ce a scris Caragiale? Niște scrisori, scrisoarea pierdută, O noapte furtunoasă, Dale Carnavalului și mai multe, multe. Niște personaje din operele lui, știți? Agamise Tantanache, Cetățeanul Turmentat. Bine ar fi cineva să mai existe ca domnul Caragiale. Spuneți-ne câteva opere. Oh. Păi o scrisoare pierdută, cunoscută de toată lumea și multe alte. Personaje, știți? Oh, Dandanache, mulți, un om turmentat. Una peste alta, Caragiale este românul care ne-a învățat că hazul de necaz e nemuritor și genial. Multe dintre replicile sale celebre se află și astăzi pe buzele românilor. Curat murdar. Nu mă împinge, cabețesc. Zi de sărbătoare pentru pensionarii Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere filiala Giurgiu. Astăzi au sărbătorit 10 ani de la reînființarea asociației. Oaspeți de seamă la eveniment au fost primarul Nicolae Barbu și deputatul de Giurgiu Nicolae Florian. Cadrele militare în rezervă ale Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere filiala Giurgiu au sărbătorit astăzi 10 ani de la reînființare. Simpozionul a avut loc la filiala Mircea cel Bătrân. În cadrul acestei organizații, în calitate de invitați de onoare a acestui eveniment, au participat primarul Nicolae Barbu, deputatul de Giurgiu Nicolae Florian și o asociație similară din Bulgaria.
Organizația excelează în activități culturale și sportive și are o atenție sporită în îngrijirea monumentelor eroilor căzuți în război. Printre cei premiați s-au aflat și oaspeții de seamă. Cred că vorbesc eu destul de tare. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru onoarea și invitația pe care mi-ați acordat-o, primindu-mă în mijlocul dumneavoastră la acest moment aniversar. Totodată să-mi permite să vă felicit pentru aceste acțiuni pe care dumneavoastră le realizați. Aș vrea, dacă-mi permiteți, domnule președinte, să spun și eu câteva cuvinte, și anume că și deviza după care eu mă călăuzesc și cabinetul deputatului Nicolae Florian, deputat de Giurgiu, se călăuzește, este patrie, onoare, demnitate și credință. Astăzi, la zi aniversară, nu pot să le adresez decât gânduri de bine, gânduri de unitate. Le doresc multă sănătate, le doresc mulți ani în această structură a societății civile, să fie alături de administrație și întotdeauna vor găsi în administrația orașului un sprijin pentru acțiunile dumnealor. La acest aniversar a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, la care participăm acum, am îndeosebită onoare și plăcere să le urez sănătate, fericire și plinire și să o țină tot așa, pentru că au fost foarte activi. Mai multe aspecte de la acest eveniment puteți urmări imediat după jurnal în cadrul unei ediții speciale. 7 giurgiuveni beneficiari de ajutor social și-au pierdut drepturile bănești după ce nu și-au achitat taxele și impozitele locale. În evidența Direcției de Asistență Socială Giurgiu, există circa 400 de dosare ale beneficiarilor de ajutor social. Începând cu luna aprilie, beneficiarii de sprijin material, conform prevederilor legale 416 pe 2001 și 571 pe 2012, își pot pierde drepturile bănești pentru neplata impozitelor. Obligațiile de acest gen pentru asistații sociali s-au instituit de anul trecut, iar la Giurgiu aproape 400 de persoane și-au depus dosare pentru sprijin material din partea statului. În prezent, în evidența Direcției de Asistență Socială, există un număr de 371 de dosare de ajutor social, din care 33 de dosare aparțin proprietarilor, pentru că nu toți beneficiarii au și proprietate. Pierderea drepturilor materiale nu este definitivă dacă asistații își plătesc impozitele. 7 dosare au fost încetate pentru neplata obligațiilor, iar 4 au fost repuse în drepturi în momentul în care beneficiarii noștri au achitat obligațiile către bugetul local, restul de 3 au rămas definitiv suspendate. Parcul Alei, locul unde s-au născut poveștii de iubire, reper de întâlnire al giurgiuvenilor sau locul unde copiii au făcut primii pași, nu mai este de mult ce a fost. Însă primăria Giurgiu îi va da parcului o nouă față chiar în cursul acestui an. Piste pentru bicicliști, rolleri și o scenă amfiteatru pentru spectacole sunt doar câteva dintre proiectele pentru cel mai mare parc din Giurgiu. Cândva locul de promenadă al orașului animat de giurgiuveni de toate vârstele, Parcul Alei nu mai este ce era odinioară. Dacă cu ani în urmă aleile parcului erau pline, acum nici măcar perechile de îndrăgostiți nu se mai plimbă printre statuile care străjuiesc potecile asfaltate. De ce nu mai vin giurgiuvenii prin Parcul Alei? Probabil că nu mai este atrăgător sau vremurile s-au schimbat încât se impun reamenajări despre care primarul orașului Nicolae Barbu a făcut mai multe precizări. Parcul Alei va avea următoarele funcțiuni noi. Va avea un loc de joacă destul de amplu, va avea o zonă de skate park și roller park, unde era fântâna Miorița. Nu sunt pom mari, nu vom tăia un pom mare. Va fi un amfiteatru, o scenă în aer liber, cu un număr de locuri gen amfiteatru, pentru anumite manifestări. Și acesta va fi pus la dispoziție liber, fără taxă. Unui amplu proiect de reabilitare va fi supus și parcul Mihai Viteazu. Locul de joacă pentru copii va fi extins, iar vegetația va fi una corespunzătoare, adaptată cerințelor peisagistice care se impun. Amatorii de bere primesc o lovitură dură. Din această lună vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar pentru a-și satisface pofta. Băutura din malți este în topul preferințelor a români, care beau mai multă bere decât apă.
Cea mai consumată băutură din România este berea. Se bea de Paște, de Crăciun, de Revelion, cu orice ocazie sau fără, iar românii sunt campioni la băut bere. Giurgiuvenii nu se lasă mai prejos. Dovadă stau cârciumile din oraș, care zilnic sunt pline de clienți amatori de bere. Clienți care nu sunt deloc deranjați de majorările aduse acestei băuturi, oricât de mari ar fi ele. Mulți ar renunța și la mâncare pentru o halbă cu licoare blondă. Numai unii dintre ei au spus că vor mai reduce cantitatea de bere odată cu creșterea prețurilor. Ați auzit că se scumpește berea? Da, cu 10%, da? Și ce faceți? Și o să bem mai puțin, domnișor. N-avem. Se scumpește și curentul, se scumpește și gazele și salariile scad. În fiecare zi două sticle. Deci nu renunțați? Nu. Renunțăm la mâncare. Am auzit, urmă, noi nu vedem. Ce o să faceți? O să renunțați? Nu o să renunțăm, bem mai mult. Nu mai puțin? Nu. Păi dacă așa am învățat? Păi, am cheltuit bani grei să învățăm să bem și acum ne lăsăm așa de cap nostru. Să consumăm mai puțin. O să consumați mai puțin? Da. Da, am auzit la televizor. Și ce faceți? Renunțați? Eu, de fel că am o servesc un loc de apă. Dacă ei mă respectă, știi? Micșoră, bere, cantitatea de bere, nu? Și să vedem ce face. Când nu mai avem bani, oricum nu avem bani, ce vor face? Nici noi nu avem ce să bem, nici noi ce să mănânce, să plece în străinătate cu alte cu dame de consumație. Da. Și ce faceți? Renunțați? O să bem, ce să facem? Mai puțin? Păi dacă ne-am învățat pe ea, nu putem să o eliminăm din produsul care și niciodată nu se tăie. Astea sunt niște vicii care oamenii le folosesc la orice, de când se naște. În loc să bea omul când se, adică se face mai bătrân așa, bea în loc de lapte, bea bere. Nu e mai bine? Conform modificărilor aduse codului fiscal, accizele la bere vor crește cu 10% de la 1 februarie, iar studiul de impact al Ministerului Finanțelor Publice estimează o creștere a prețurilor cu 2%. Accizele la bere nu au mai fost majorate de 5 ani, iar măsura va aduce suplimentar la buget 80 de milioane de lei. Deputatul liberal Marin Anton nu va lua locul lui Lucian Iliescu la șefia PNL Giurgiu. Cel puțin așa susține vicepreședintele liberal Ionel Muscalu, care a ținut să infirme zvonurile din presă. Declarația lui Muscalu vine imediat după ședința biroului politic județean al PNL. Vicepreședintele PNL Giurgiu, Ionel Muscalu, afirmă că în presa locală se strecoară diferite zvonuri sub forma unor pastile otrăvite menite a distruge filiala giurgiuveană a Partidului Național Liberal. Cine încearcă să bage astfel de fitile, nu o face decât pentru a încerca să dezechilibreze, să destabilizeze, să strice această organizație cu care noi ne mândrim și de care, în afară de laudele pe care le primim la orice întâlnire cu orice liberal din țară, suntem mândri pentru că muncim aici de ani de zile, lucrăm aici de ani de zile și încercăm să demonstrăm că suntem oameni serioși. Imediat după ședința biroului politic județean a Partidului Național Liberal, Ionel Muscalu a declarat că, în cadrul întâlnirii de joi seara a liberalilor giurgiuveni, deputatul Marin Anton a subliniat că nu-i trece prin cap să devină șeful filialei PNL Giurgiu. Marin Anton a spus în ședința de seară și probabil că o să vină să vă spună și dumneavoastră, sau, mă rog, va face ce consideră dumnealui, dar ca deputat al României care a fost sprijinit, mai ales de președintele Lucian Iliescu, a spus aseară că nici nu-i trece prin cap, nici măcar ne-a venit vreodată această idee de a încerca, într-un fel sau altul, să preia domnia sa această conducere a Partidului Național Liberal. Comentariile din presă referitoare la schimbarea șefiei PNL la Giurgiu sunt discuții răuvoitoare, care nu au temei, a concluzionat Ionel Muscalu. Clasa pregătitoare va rămâne obligatorie și se va organiza atât în școala primară cât și la grădiniță. Părinții vor completa un chestionar pentru a-și exprima opțiunea privind locul de desfășurare al clasei pregătitoare. Copiii care vor avea 7 ani împliniți la 1 septembrie 2013 se vor înscrie direct în clasa 1.
Ministrul Educației Naționale, Remus Pricopi, a susținut o videoconferință cu inspectorii școlari generali și inspectorii de specialitate din învățământul primar și preșcolar, principala temă de discuție fiind clasa pregătitoare. Ca o sinteză a ceea ce s-a discutat, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Giurgiu ne-a declarat că legea Educației Naționale nu va suferi modificări referitor la existența clasei pregătitoare, o componentă nouă a învățământului primar. Clasa pregătitoare rămâne în învățământul obligatoriu de la 6 ani și poate fi organizată în școală sau în grădiniță, decizia privind locul unde vor învăța copiii fiind luată în funcție de spații, după consultarea părinților. Acesta a fost mesajul transmis de Ministrul Educației. Părinții vor fi consultați în legătură cu locul în care se vor desfășura cursurile clasei pregătitoare, grădiniță sau școală cu nivel primar, prin aplicarea unui chestionar ce va trebui completat de aceștia. Astfel, copiii care vor avea 7 ani împliniți la 1 septembrie 2013 se vor înscrie direct în clasa 1. Ministrul Remus Pricopi a mai subliniat că înscrierea în clasa pregătitoare rămâne obligatorie, cu respectarea dorinței părinților de a-și încadra copiii fie la grădiniță, fie la școală, și asta doar dacă sunt îndeplinite condițiile de funcționare a respectivelor instituții de învățământ privind dotarea acestor unități pentru cei mai mici dintre elevi. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar ne-a mai spus că săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire de lucru cu inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți și directorii casei corpului didactic pentru a se continua discuțiile în legătură cu subiectul clasa pregătitoare. Până la sfârșitul lunii martie va apărea și metodologia de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare, iar aceasta va constitui baza legală pentru înscrierea copiilor în anul școlar 2013-2014. Polemicile dintre partenerii coaliției de guvernământ giurgiuveni par să nu mai înceteze. Atacurile președintelui liberalilor giurgiuveni asupra social-democraților generează de fiecare dată reacții publice justificate. Protocolul de colaborare impus de la centru partenerilor de coaliție în Giurgiu pare să nu funcționeze. Săgețile otrăvite aruncate din tabăra liberală nemulțumesc și contrariază PSD-iștii. Eu mă întreb dacă își clamează atât de mult valoare și arată, vrea să convingă prin vorbe că este ceea ce nu este în fapt. Așa. Atât mă întreb și eu. De ce nu fi candidat omulețul ăsta pe un colegiu de sud aici în Giurgiu? La giurgiuvenii mei, cum îi plăcea să spun. Că eu vă garantez un singur lucru. Chiar dacă sub umbrela USL-ului, cum spunea Udrea, putea să candideze și o maimuță și tot ieșea, așa, pentru că USL-ul era dorit total în locul PDL-ului. Prin modul lui de a discuta despre unul, despre altul, își accelerează decăderea. Și o spun deschis, cu speranță, chiar de la conducerea Partidului Național Liberal, unde n-are ce căuta. Fricțiunile celor care ar trebui să colaboreze pentru binele electoratului, care a decis să mandateze guvernarea împreună a celor două partide, trebuie să înceteze, indiferent care ar fi prețul plătit în sfera orgoliilor. Și o știre din sport, sâmbătă 2 februarie, în cadrul etapei cu numărul 20 din cadrul Ligii Naționale la basket masculin, CSS Giurgiu primește vizita echipei BC Mureș. În meciul tur, oaspeții s-au impus cu scorul de 84-70. Mureșenii vin la Giurgiu după o victorie clară împotriva timișorenilor de la Timba. Acum 2 etape, Giurgiu a triumfat asupra aceleiași echipe timișorene. Atât Giurgiu cât și BC Mureș au fost învinse de Medieșeni. Deși în ultimele 2 etape au avut rezultate similare, diferența de joc dintre cele două combatante este destul de mare pentru a plasa o echipă pe poziția de favorită. Lupii vor avea avantajul terenului propriu și suportul fanilor, în timp ce Tigrii de la Mureș au avantajul poziției ocupate în clasament. Oaspeții de sâmbătă ocupă locul 2 în clasament, iar gazdele se poziționează pe cea de-a 12-a treaptă. Ambele echipe se pregătesc intens pentru această întâlnire. Arbitrii partidei vor fi Alin Faur, Sefer Bedir și Dragoș Nicolae, iar observator din partea federației a fost desemnat Ion Constantin. Se anunță vreme frumoasă în weekend, dar aflăm mai multe din rubrica Meteo. Găsit! Sfârșitul de săptămână aduce vreme caldă pentru această perioadă.
Sâmbătă, în județul Giurgiu, cerul va fi mai mult noros, iar temperaturile vor fi cuprinse între 6 grade la Mihăile și 10 grade Celsius la Giurgiu. Duminică, cerul va prezenta unele norări temporare și posibile averse. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale și vor ajunge la 14 grade la Giurgiu. Luni va fi o zi însorită. Termometrele vor indica 7 grade la Bolintin și Mihăilești, 6 grade la Ghimpați, Hotarele și Izvoarele și 7 grade Celsius la Comana și Giurgiu. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florentina, weekend plăcut! Suntem sub semnul lui Caragiale, nu numai pentru faptul că sărbătorim nașterea marelui dramaturg, ci pentru că ne-a lăsat agamiți, trahanachi, farfuriți, brânzovenești și coanemițe. Sunt vii și ne întreabă încă, noi cu cine votăm? Și asta între două beri băute ca pe apă, dar la un preț mai mare. Aceasta a fost pastila zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu, după jurnal puteți urmări o ediție specială, iar de la 19:30 de minute, Gheorghe Velicu vă dă întâlnire la emisiunea Iluzii, Perspective, Prejudecăți, pentru că la ora 21 Florin Negiba și Marian Butan vă așteaptă la emisiunea Realitatea Nefardată. Sunt Nicoleta Pană și vă doresc un weekend excelent!